Cătălin Ionescu, este astăzi președintele Codex, este absolvent al Facultății de Geologie și Geofizică din cadrul Universității București. În 1993 a devenit membru fondator al Codex și manager al Centrului Regional Oradea. Din 1995 până astăzi este președintele Codex. În 2000, Cătălin a absolvit MBA la The Open University Business School UK, iar în 2001 Executive Program in Leadership and International Development în cadrul JF Kennedy School of Government. Ce este leadership în România? Am zis că asta e un subiect foarte scurt, fiindcă să termină cu propoziția nu este. Sau este prea puțin vizibil. Dacă managementul este legat de menținerea unui status quo și administrarea unor resurse într-un mod cât mai eficient, leadership-ul este despre a determina, a manifesta schimbarea și a o duce către o altă stare, organizația, compania, țara, comunitatea, ce vreți voi. Știți că, în esență, noțiunea de bun sau rău este o noțiune pur umană. Natura nu face distinția între bine și rău. La nivelul absolut, filozofic vorbind, bine sau rău nu există. Așa cum nu există cuvântul trebuie. Ce dracu trebuie? Nu trebuie nimic. Trebuie ceva pe lumea asta? Nu trebuie. A, că simți tu o nevoie de a... Asta e altă poveste. Chestia cu timing. Așa este, vă dau și un mic hint. Când vezi un manager, mă rog, că scrie pe cartea lui de vizită că e manager, director, președinte sau altceva, și l-auzi tot timpul că se vaită că el n-are timp. E agitat tot timpul așa, că știa, nu știe unde e una, unde e alta, unde trebuie să meargă în următoarele 5 minute, ce are de făcut mâine, ce are... Dar el e manager. El e director. El e lider. O fi la el pe scara blocului sau în apartamentul lui, deși și ca să fii lider pe scara blocului e destul de complicat în ziua de. Și toți avem calități. Om fără calități nu există, să ne înțelegem. Chiar și mari poți au calități, că n-ar putea să fie un mare poți dacă nu avea niște calități. Deci este preferabil și căutăm în general oamenii care ne oferă recunoaștere, care ne oferă apreciere, într-un mod sincer, onest, autentic, și oamenii care pot să genereze în jurul lor, dacă vreți, un câmp de energie pozitivă, un câmp de un spațiu de gândire sănătoasă, pozitivă, de bine, cum se spune la modul generic, da? Fugim de oamenii care sunt negativiști, oricare persoană, da? Indiferent cine este aceea, că e cercetător, că șterge parbrizul la intersecție, că e director, muncitor, politician, orice ar fi el, există germenii unui comportament de leadership. Fiindcă este un lucru care ține de natural, de biologic, nu ține neapărat de educație și de formare. Dar, într-adevăr, un comportament de leadership se obține într-un mod educat. Liderii se fac, nu se nasc. Un cuvânt care de obicei am o problemă, mă rog, naște o anumită dificultate în relația mea cu clienții, este cuvântul integritate. Deci, la multe ori, lumea percepe că acest scaun este integru. Este integru fiindcă nu are picioarele rupte sau e spătarul întreg. Noi definim, de fapt, integritatea că faci ceea ce spui, că faci atunci când spui. Înseamnă să te ții de cuvânt, mă rog. Una echipa este mai puternică decât persoana sau decât omul. Indiferent de ce valoros acel om luat personal ca individ. Iar asociațiile care le vedeți în sport sau în fotbal, de exemplu, nu o pricep prea bine, dar sunt cam la fel. În esență, deci, ar trebui, probabil, sau ar fi bine, de fapt, că atunci când ne angajăm să ne uităm în primul rând la comportamentul lor și nu la ceea ce știu ei. Fiindcă ceea ce nu știu, nu contează, îi învățăm. Dar dacă sunt niște oameni pasivi care trebuie să-l împingi mereu de la spate, hai fă aia, hai fă aia, și face lucrurile de la A la B, după care stă. Ce fac? Stau. Și
ce aștept? Să-mi vină șeful să-mi spună ce am de făcut. Mai departe. Dar tu nu știi. Alea să spună șeful. Și e normal să facă chestia asta, fiindcă șefului îi place foarte tare să fie băgat în seamă. Tot ceea ce aveți nevoie să află deja în voi. Toți sunteți compleți. Absolut complet. Nu vă lipsește nimic, dar nimic. Ba chiar aveți mult mai multe lucruri pe care astăzi nu le utilizați. Din vari motive. Doar pentru că nu știm să le accesăm sau nu suntem destul de conștienți de el. Că el există în noi. Că avem. Că suntem cu toții oameni buni. Cu toții putem să fim responsabili, cu toții putem să fim integri, cu toții putem să fim super inteligenți, cu toții putem să oferim recunoaștere, cu toții putem să oferim o vorbă bună, un gest cald celui de lângă noi, să avem puțină empatie și puțină înțelegere. Da? Toți putem să facem asta, dacă alegem să facem asta.